Bine ați venit la un nou episod pe ETP Podcast. Eu sunt Răzvan și astăzi aș vrea să discutăm despre credite. Din păcate, oamenii gândesc foarte greșit când vine vorba de creditele pe care le iau de la bancă. Creditele nu sunt ceva rău. Creditele ne ajută să evoluăm, să ne extindem și pe tot globul acesta multe lucruri nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi fost creditele date de bănci. Sunt și alte credite, nu sunt doar cele date de bănci, sunt și date de investitori, lucru despre care probabil că o să discutăm în alt videoclip, în alt episod, poate împreună și cu Adrian. Din păcate, oamenii folosesc împrumuturile greșit. Sunt împrumuturi care pot fi favorabile unui business, sunt împrumuturi care te vor menține blocat tot restul vieții tale. Și aș vrea să menționez că unele informații poate că vor părea puțin dure în acest episod, dar nu sunt făcute decât să vă atrag atenția și să vă informez. Hai să dăm niște exemple concrete. Poți să-ți faci un credit când vorbești de un business care știi că este sigur. Nimic nu este absolut sigur și absolut perfect, nu există așa ceva, dar o rată foarte mare de siguranță, să-i spunem. Hai să dăm un exemplu de un credit care poate fi benefic pentru a te extinde. O să dau din nou un exemplu din lumea imobiliarelor. Să presupunem că ai deja 2-3 garsoniere care sunt închiriate sau ai deja o garsonieră care este închiriată și ai vrea să faci un împrumut ca să îți mărești mai repede portofoliul. Și atunci te gândești să cumperi poate un spațiu comercial care costă 100-150.000 de euro, dar tu nu ai decât vreo 30.000, să zicem. Sau vinzi ceva și ai 30.000 de euro cash. Restul trebuie să-i împrumuți până la 100 și ceva de mii de euro. Am făcut multe astfel de calcule pe configuratoarele date online de băncile din România, de cam pe la toate am văzut. Dobânzile sunt aproximativ aceleași, în jur de 5,8% pe an la creditele ipotecare imobiliare și din ce am văzut în medie poți să dai avans 20, cam 15% minim, dar poți să dai un avans de 20-30% și să te duci undeva să achiți o rată de o anumită sumă care să reprezinte 50, 60, 70% din valoarea chiriei pe care ai putea să o obții din închirierea acelui imobil pe care îl cumperi prin credit. Care este avantajul acestui lucru? Este că acel imobil se va plăti de la sine pe termen lung. Și nu vrei să împrumuți pe 10 ani, pe 15 ani, vrei să împrumuți direct pe 30. Maxim, adică pe persoană fizică, o să-ți faci asigurare de viață și e obligatorie pentru astfel de împrumuturi, din câte am citit. Și ideea este că un imobil scump se va plăti de la sine în timp. Poate că știați deja aceste informații, dar sunt sigur că nu știați următoarele informații, și anume: banii în timp se devalorizează, își pierd din puterea de cumpărare. În 2013, un membru din familie se uita la apartamente în Brașov. Un apartament, o garsonieră, studio, era aproximativ 30-37.000 de euro într-un cartier rezidențial nou. Acum, în prezent, fără 60.000 de euro nu te atingi de el. 50, 60, 65 de mii, mobilat, utilat, ok, dar banii și-au pierdut puterea de cumpărare. Este vorba de inflație. O inflație care există și care variază în medie câteva procente pe an, dar gândește-te de acum peste 10 ani. Acum 10 ani de zile cursul euro era 4,1, 4,2, 4. Ne uităm pe BNR. Acum 20 de ani era 3, ceva. Dacă tu acum 20 de ani făceai un credit în lei de 60.000 de euro, 50.000 de euro, ți-ai fi cumpărat un apartament de lux sau poate două garsoniere. Vorbesc într-o zonă bună precum București. acum ar fi valorat mult mai mult, iar dacă le-ai fi cumpărat cu credit atunci în lei și nu în altă monedă, tu ai fi plătit o rată care era gândită la vremea respectivă. Acum banii s-au mai devalorizat, salariile au mai crescut, rata a rămas preponderent aceeași. Mai variază în funcție de robori și alți parametri, dar plus minus e cam tot pe acolo. Adică nu cred că te-ar deranja să ai un salariu de 4.000 de lei și o rată de 600 de lei la un imobil care poate acum valorează de 3 ori mai mult. Asta se va întâmpla și cu acel imobil pe care tu îl cumperi acum, dai un avans de 30-40.000 de euro, iei ceva care va produce o chirie constantă, imobilul se va achita de la sine din chirie, ție îți rămâne și o bucățică profit de acolo, nu foarte mare, dar îți va rămâne ceva și gândește-te că el achitându-se de la sine, tu peste 10-15 ani, dacă vrei să-l vinzi, o să obții un profit bunicel de câteva zeci de mii de euro bune pe lângă bucățica aia de profit care îți rămâne de-a lungul timpului. Pe lângă asta, chiriile se vor tot mări, rata ție îți rămâne aceeași. Poți opta chiar pentru un credit pe care îl poți să-l faci pe 30 de ani și primii 7 ani să fie cu o dobândă fixă. Adică indiferent ce se va întâmpla, tu o să ai o dobândă fixă. Iar dobânzile la bănci, să știți că de 5% pe an, 4-5% pe an e o dobândă bună. Când vin crize, dobânzile scad și mai mult. Când e boom economic, dobânzile cresc și mai mult. Tu trebuie să te asiguri că nu cumperi într-un boom economic, când prețurile sunt foarte mari, dar nu poți să știi cu certitudine când e un preț mic și un preț mare. Un lucru foarte interesant pe care multă lume nu îl ia în considerare, eu l-am scris pe hârtie pentru că de multe ori nu mi-a venit să cred. Aurul poate juca un rol foarte important în aceste intermedieri cu imobiliare, despre care ar trebui să discutăm într-un videoclip separat, că e ceva de discutat. Revenind la creditele imobiliare, ele sunt benefice atâta timp cât construiești, clădești o afacere sau vrei să acumulezi o avere pe termen lung. Averile în general cinstite sunt de părere că se acumulează pe termen lung, nu de pe o zi pe alta. Iar în cazul ăsta, exact ce spuneam, dăm un exemplu concret. Va fi foarte greu să-ți iei primul imobil, îți iei o garsonieră. Va fi un pic mai ușor, dar totuși greu să-l iei pe al doilea. Va fi mai ușor să-l iei pe al treilea. Deja ai 3. Deja după 3 mobile, 3 garsoniere, București, 300 de euro bucata închiriate, ai 900 de euro pe lună chirie, ai taxe, cheltuieli, îți rămân din 900 îți rămân 700 lunar, hai 650, dar hai să aproximăm 700 ca să fie mai ușor calculul. Ai 700 de euro, 700 de euro sunt aproximativ 3300 de lei. Faci un credit, strângi banii ăștia din chirii, mai strângi dacă mai ai alt business preferabil să ai, dai avans 40.000 de euro, 30.000, 50.000, cât crezi tu, să faci calculele în funcție de venituri și în funcție de ceea ce vei să cumperi, ceea ce vei să închiriezi pe viitor. Și ți iei un imobil mai scump, iar dacă îți iei un imobil mai scump, este mult mai profitabil un spațiu comercial. Am văzut o grămadă în București de vânzare între 100.000 și 5 milioane de euro, depinde ce vei să-ți cumperi, dar la 200.000 am văzut că se vând imobile deja gata închiriate, se cesionează inclusiv chiriașul. Am văzut, iar la o sumă de exemplu de vreo 200.000 de euro, un yield, adică un profit net anual bun, ar fi cam de 8%, dacă obții 10 ești zeu, 7 e normal, deja 6 e micuț. 8% pe an înseamnă cam 16.000 de euro împărțit la 12, cam 1.200 de euro pe lună. Faci un împrumut care să fie mai mic de 800-900 de euro pe lună. Dai un avans, ai o rată de 8-900 de euro pe lună și tu iei o chirie de 1200. În timp ai și o bucățică mică de profit și tot în timp se va achita de la sine. Peste 10 ani tu poți să-ți iei banii aia care s-au achitat în timp de la chiriașul respectiv fără să fi băgat tu bani neapărat. Deci rata se achită de la sine. Peste 15 ani ori o vinzi clădirea și îți iei niște bani, ori dacă ai strâns banii o achiți anticipat și îți iei alta mai mare. Și poți să faci asta Poți să faci asta progresiv cu imobile mult mai mari și mult mai scumpe. Gândește-te că dacă îți pleacă chiriașul din imobilul pe care îl închiriezi cu 1200 de euro pe lună, de exemplu, ai de plătit rata de 800 de euro, o vei plăti din celelalte 3 garsoniere pe care le ai. Astea sunt niște exemple pe care le-am făcut eu pe hârtie. Pot fi altfel, poate fi o garsonieră mai mică, poate fi un spațiu mai mic, poate fi un teren, poate fi primul tău imobil. Poți să-ți iei o garsonieră cash, să o închiriezi, poți să o iei pe a doua cu credit, adică prima o iei cu 40-50 de mii în București, a doua poți să o iei cu 10.000 avans, restul credit, și îți iei un chiriaș ca să o acoperi mai repede, după care mai ții încă una cash, după ții încă una cu credit și tot așa te extinzi. Timpul trece, ratele se plătesc de la sine cu un credit imobiliar, ipotecar. Astea sunt niște exemple de credite care sunt benefice. Acum nu zic să-ți iei credit, să îți faci un business care nu știi dacă va merge, să nu-ți faci credit pentru loterii. Creditele pentru loterii nu sunt bune, te pot băga în faliment, poți să pierzi tot. Creditele celelalte pe care toată lumea le face, mai exact, credit pentru auto, credit pentru, hai că pentru casă, să zicem că nu toată viața vrei să plătești chirie, vrei să ții un imobil al tău și se amortizează în timp, îl faci pe 30 de ani, peste 10 ani se mai devalorizează banii și rata devine un pic mai accesibilă, teoretic, poate la chit mai repede, poate mai vinzi ceva, moștenești ceva, se întâmplă ceva pozitiv, strângi niște bani, îl achiți din timp, faci împrumutul acum și poate la achiți peste 10-15 ani. Un mortgage, adică un împrumut ipotecar sau prima casă pentru primul tău apartament, garsonieră, casă, ce vei tu să-ți iei pentru tine, pentru familie, să zicem că ai un împrumut necesar, că n-ai unde să stai și trebuie să-ți iei și tu ceva. Dar împrumuturile pentru lucruri complet inutile nu își au rostul. M-a întrebat mai de mult cineva pe canalul meu 99 Vehicles, m-a întrebat cineva în rubrica de comentarii ce părere am despre faptul că el câștigă aproximativ 3500 de lei net lunar, are 20 și ceva de ani, nu mai știu cât avea, și dorea să-și cumpere un Audi A7 de la o firmă care era dealer de astfel de mașini, cu kilometri certificați, era la mâna a doua, era ok, să facă un împrumut pe, nu mai știu, pe 5 ani sau nu mai știu pe cât, el câștiga 3500, rata ar fi fost 1800. Trebuie să fii inconștient să faci astfel de împrumuturi, deci eu împrumut, plătesc rată 5 ani de zile, jumătate din salariul meu, rămân cu 1800 de lei, la mașina am și taxe, și piese, și ulei, și anvelope și multe alte cheltuieli. Fac asta, mă împrumut să plătesc ceva ce peste 5 ani se va devaloriza foarte mult. Este o mare greșeală și din păcate mulți oameni își fac credit exact pentru așa ceva. Își fac credite de nevoi personale pentru tot felul de tâmpenii care ulterior se vor devaloriza. După ce se termină creditul, vând lucrul devalorizat, își fac alt credit pentru un lucru care iar se va devaloriza. Mulți oameni își fac leasing-uri, poți să-ți faci leasing și pe persoană fizică, la un autoturism ai o rată de 2000 de lei, 1000-2000 de lei pe lună, tu câștigi poate 4000 de lei pe lună net, 5000 de lei pe lună și 5 ani de zile plătești rate, restul de bani poate că nu o să-ți mai ajungă sau va trebui să strângi din dinți ca să-ți permiți alte lucruri. De ce? Pentru a avea, nu știu, un confort, probabil. Poți avea un confort foarte mare și cu un lucru care nu e neapărat nou, cel puțin în domeniul auto, și poate să fie foarte bun. Leasing-urile sunt bune pentru, iarăși, multă lume critică leasing-urile ca fiind aoleu că te seacă de bani și că plătești numai taxe și comisioane. Pe de o parte așa este, dar pe de altă parte un leasing e bun pentru o firmă, pentru un SRL, pentru că nu își blochează banii. Dau un avans minim de 15-20% cât e minimul, adică, nu știu, ții o mașină de 20.000 de euro, dai un avans de 4.000 de euro, restul este leasing, este rată, ca să nu-și blocheze banii respectivi, ca să poată să producă alți bani, rata fiind o sumă nesemnificativă față de ceea ce ar putea să producă cu o firmă. Cam pentru asta văd eu leasing-ul, plus că îți deduci cheltuieli, TVA și multe altele. Leasing-ul pe persoană fizică, din punctul meu de vedere, este o prostie. Mai bine îți cumperi o mașină nouă cash sau mai bine îți cumperi o mașină aproape nouă cash. Ești mult mai câștigat. Revenind din nou la credite, creditele sunt ok atâta timp cât sunt folosite într-un mod avantajos pe termen lung, pe lucruri care pot produce bani, pot produce un cash flow sau lucruri care ulterior vor căpăta o altă valoare. Și în imobiliare, iar acesta este un lucru foarte important, poți investi pentru cash flow sau poți investi pentru câștigurile capital gain sau nu știu cum să traduc asta în limba română, câștiguri de capital. Își măresc valoarea. Îți cumperi un apartament cu 50.000 și peste 10 ani va fi 100.000 pentru că zona aceea a devenit foarte populară și a crescut prețul. Da, ideea este să nu vă împrumutați orbește pentru lucruri care sunt inutile, nu le folosești foarte mult, se devalorizează în timp și trebuie tu să depui un efort foarte mare pentru a ți le permite. Cumpără-ți ceea ce îți poți permite cu ușurință. Cum ar spune Will Smith, too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want, to impress people they don't like. Sau în română, prea mulți oameni cheltuie banii pe care nu-i au, își fac credit, ca să cumpere lucruri de care nu au nevoie, ca să impresioneze oamenii pe care nu îi suportă la impresie. Lucrurile astea te pot costa foarte mult pe termen lung. Creditele sunt foarte bune. Eu peste un an doresc să fac 2 credite ipotecare imobiliare, personal, chiar la spații comerciale, în București, să vedem cum se vor mișca lucrurile, să vedem dacă pot primi un astfel de credit, dar o să fac un credit destul de mare când o să fac, dar întâi vreau să îmi construiesc un portofoliu de imobiliare micuțe, exact cum am dat exemplu mai devreme, adică exemplele pe care le-am dat aici sunt exemple pe care eu le-aș pune în practică cât de curând posibil, cât de repede posibil o să le pun în practică și desigur când o să le pun în practică o să am și mai multă experiență și o să discutăm din nou probabil despre aceste lucruri care sunt sigur că o să vă inspire și pot fi un exemplu pentru mulți dintre voi. Sper că v-a fost folositor acest episod, așteptăm mai jos părerile voastre, vă mulțumim și ne vedem în următorul episod.